La mai puțin de 40 de kilometri distanță de insula Șerpilor, pe brațul Sfântul Gheorghe, peste 300 de militari din flotila fluvială se antrenează pentru a face față unui eventual atac. Manevrele de luptă sunt adaptate în contextul războiului din Ucraina, aflat la mică distanță de flancul estic al NATO. Navele de luptă au capacitatea de a atrage cu armament până la o distanță de 20 de kilometri, indiferent că ținta este fixă, mobilă sau dacă aceasta este acoperită cu obstacole sau este vizibilă. Flotila fluvială e singura forță de acest fel din NATO și totodată prima forță de reacție în cazul unei amenințări în zona Dunării. Militarii români supraveghează cu atenție orice mișcare de pe fluviu, dar și traficul maritim. Pentru a permite executarea în siguranță a misiunilor de foc, întreg poligonul fluvial, întreg raionul maritim este securizat, pe de o parte cu nave, precum și cu senzori din cadrul brigăzii 243 radioelectronică și observare. La manevrele de luptă au luat parte și pușcași marini alături de scafandrii specializați în neutralizarea minelor marine. Exercițiile cu muniție de război au un rol vital în menținerea capacității de operare a forțelor navale. PR-10, foc! Sunt exerciții de evaluare. Este important pentru că ne putem verifica atât procedurile, cât și tehnica de luptă. Exercițiul Danube Protector 22 a fost planificat cu un an înainte, dar ține cont de evoluția conflictului de la granița României.